Acum avem plăcerea să vă prezentăm o parte dintre campionii actuali, porumbei de zbor, cei mai buni din crescătoria domnului Furnică Cosmin, din Șotânga Dâmbovița. Dacă sunteți amabil, domnul Cosmin, știu că Sigur că femeile special, nu? Femele, numai femele am ales de data asta. Favoritele dumneavoastră. Favoritele mele. Ia spuneți-mi. Aceasta este femeia care am avut-o acum un an, locul 1 național la Super Ras Maraton Extrem, cele trei etape de Severodonetsk, toate peste 1000-1080 de kilometri, și a fost locul 1 național. O femeie 001, la urmă, Da. care a încheiat și palmares, a fost și în lotul național, la maraton, locul 4. O femeie care se trage din cel mai bun porumbel al meu de reproducție, 309, cum îi zic eu. Da. Terminația cu telefonul meu. Da, așa Da, e și trebuie așa să... este, da. Ați văzut cum s-a nimerit? Da. O femeie care de anul ăsta a rămas la reproducție și de 2015 și am preferat să nu mai zbor. Da. Ca Să nu să... este riscul să o pierdeți. Da. Foarte ok. Ce ați dat anul ăsta? Ce a avut la pereche? Ce La masculă ați dat? pereche a fost un fiu dintr-un porumbel de la domnul Marian Dumitrache, Dumnezeu să-l ierte pe această Da. cale, că vorbim de dânsul. Da, exact. Am și câțiva de la domnul Marian. Cum s-au pretat aici la zbor în zona noastră? Bun, Bun? bun, da, bun. Pot să spun chiar unul dintre ei foarte bun. Și am împerecheat cu fiul din acel porumbel. Da. Să sperăm că și rezultatele vor fi pe măsură, pe viitor. Până acum aveți ceva reprodus din ea? Printre pui ați zburat, ați apucat să zburați Da, ceva? am și dat câțiva puișori din ea, Da. dar am și ținut pentru reproducție la mine mai departe, cum fac de obicei. Vă opriți în fiecare an, vă În puneți, nu? fiecare an, dacă vă spun că opresc câte 20, între 20 și 30 de pui Vă cred. anual. Și selecția numai la mână, nu? Pe care o opriți, pe Da, care vă plac... dacă de obicei dacă fac perechile, îi las până mai târziu și dacă văd Da. ceva în neregulă, îi elimin, dar Opriți din pui tardivi? nu. Deja am început să opresc. Am înțeles, am înțeles. Super. Aici o roșie. O a doua femelă Da. care a mai fost în expoziții naționale, care am oprit-o și pe asta la matcă. Ea e de 2014 și tot anul ăsta am oprit-o, care este locul 7 pe lansare la primul Severodonetsk, un zbor foarte greu. De fapt, ea este locul 7 Da. și 001 este locul 8. A, Ne-am văzut? oprit două la un interval de un minut. Super, de necrezut. Da. Super. Această femeie este dintr-un mascul tot de la Anghelescu, tot roșu, era din porumbei de la domnul Marius Andrei, Etienne de Vos cu Emil Denis. Da. Dar culoarea asta roșie nu are probleme la ușoi, mai aici, la uliu, Se în zona pare asta? că după 5 ani de zile de zbor n-a avut probleme. N-au. Deci e o porumbiță care știe să ferească bine. Da. Ea a mai avut niște sosiri și mai nocturne, așa, când Da? era, dar acum un an a pus capăt cu sosirea aceea de la primul Severodonetsk, cu locul 7 pe lansare. A fost și pentru mine o surpriză. Porumbelul bătrân știe ce Știi trebuie să fac. ce are de făcut, Da. așa este, da. Tot la reproducție am oprit-o și pe asta. Super, merge. Se vede că arată la bine la mână, că sunt și lefuiți așa, nu? Da, e foarte bine. O femeie dragă mie Da. este la urmă 776, care a fost locul 5 național și 3 expo la Super Ras Maraton Extrem Din ce an, domnul Cosmin? 2017. 2017, da? Da. Am preferat să o zbor anul ăsta și se pare că nu mă face de Pe rușine. vom aceea de rușine, nu? Da? A venit la primul Donetsk, având vântul ăla mai puternic din spate, a venit mai greu, ți-a luat vreo 60 de puncte. Dar de data asta, la un zbor la derbiul Donetsk, mi-a venit a doua, la 6 minute Super. după următoarea, la 9 fără 2 minute mai exact, și de data asta a obținut Ce trebuia. ce trebuia. Punctajul maxim. Da. O Super. să o angajăm și la Severodonetsk ăsta, care urmează. Da. Sperăm că încheie palmaresul de care Mergeți cu, și cu el la echipă sau nu? Vă mai chiar gândiți? cap de afiș. Chiar vă la fiș, nu? Da. Super. Da.
Frumos. Aceasta este tot din porumbei, din roșia care vă prezentam în interviu anterior de la Matcă, roșia de Vos. Da. Cu un mascul din 309. Un fiu din 309. O femelă. Aveți culori preferate la ochii porumbeilor? Nu neapărat, dar în general ochiul închis. Dar am și porumbei cu ochi deschis care fac... Închis înseamnă roșu sau roșu, maro? Roșu, portocaliu. Mai maron, nu? Mai maron, da. Da. Și că e o caracteristică a porumbeilor, special de maraton, porumbei cu ochii mai închiși la culoare, nu? Da, da. Dar să știți că sunt și porumbei cu ochii deschiși, da. Mai nou mi-am obținut câțiva prin căscătoria mea și... I-ați împerecheat vreodată și după culoarea ochilor? Ați mers la compensații? Nu neamă. Merg pe partea de columbodroame, pe partea aceea, dar la asta nu. Ceea ce v-am zis, bun cu bun, sau cel puțin să fie dintr-o linie foarte bună și... Zburată pe mai multe generații, bănuiesc, nu? Și zburată pe mai multe generații și chiar și mai multe locații, cum a fost și pe Polonia, pe... Da. Ceoslovacia, încă mai dețin niște porumbei care am zburat, care am fost campion în locul 3 național. Da? Se vede acolo. Da, frumos. Bruno Praga și am ținut foarte mult la porumbița respectivă, am scos niște descendenți din ea și cu rezultate bune. Bune. Da. Cum vi se pare ruta de zbor pe Ardeal, Brno, Praga, încolo? E mult mai grea, clar. Mai grea, nu? Mult mai grea. Pierdere mai mare, de ce trec munții? Pierdere mai mare, da, exact. Dar noi avem zona care o avem, după munți, în care... Aici unde trebuie să intre pe greu. Pe Valea Oltului, pe unde trebuie să vă intrești, nu? Când vin și să zburați pe Brno sau... Nu neapărat, trebuie să vină aici, ușor, așa. De la dreptul, ca să poți să obții un rezultat bun. Că așa, dacă vine pe ocolite, vă dați seama și timpul. Da, corect. Un alt porumbel 796 la urmă, o albastră. Deci, din ce an? Tot din, este semi soră cu roșia. Da? Este din același tată, dar mamele diferite. Mama acestei femele este de la domnul Marian Dumitrache. Da, pe v-am prins sau da, am avut un împrumut de la un prieten de-al meu și am scos doi pui, între care asta mi-a rămas, celălalt nu a rămas. Da. O femelă care acum un an a avut, dacă nu mă înșel, 12 puncte la maraton. Asta, nu greșesc. Da. Și a avut un loc cu 12 la Severodonets, din 3000 de porumbei, loc 11 Severodonets la 1085. Oh, oh. Da, deci niște etape bune. Super, da. Bune, bune. Da, tot nepoată pe partea de tată. Scuze, mă uitam la altceva. Scuze. 796. Deci a fost 18 național maraton extrem, începe asta. Cu două peste 1000. Da. De data asta se pare că la primul Donets a venit a 5-a, în prima zi, iar acum e venită de dimineață, la prima oră. Am văzut că aveați la 5. Da, nu, 6 și 15 minute. Da. Super. Da, deja încheiat palmaresul, dar o mai jucăm. O mai jucați, da? Așa trebuie să joace, zic eu. Super. Aici este femela de anul ăsta care mi-a venit prima de două ori pe crescătorie, și la primul Severodonets, da, și la derbiu de anul ăsta, 2020. Frumos. Femela are și maraton acum un an, nu are un punctaj ca anul ăsta, dar are și palmaresul. E bine. Care o să o bag și pe la Severodonets ăsta. La echipă? Da, și asta e la echipă. Da. Asta este o consacvină pe 441, campioana de la Donets, locul 2 național Donets, cu lansare întârziată din 2011. Și mare în linie
și pe cealaltă campioană din 2014, tot locul 2 național Donets, cu venirea seara la 10:30, care ele de fapt erau rude. Deci cea din 2011 cu cea din 2016 sunt verișoare. Ați văzut? Tații sunt frați, mamele sunt surori. Da. Da, da, da. Sânge la apă. Sânge la apă nu se face, da. Așa este. Da. Ce e bun din bură să sperăm că va veni și de la Severodonets. O să vin. Are un punctaj la momentul ăsta de 8 virgulă și ceva. A, din 2. E bine. Sperăm că... E bine, 8 puncte la maraton din 2. Da, da. Super. Are și un Vilne, deci are și azi maratonul, dar are vreo 39 de puncte la etapa respectivă. Îi simțiți în formă pentru etapa asta? Da, eu zic sunt că okay? Da. Mâine vom avea îmbarcarea de dimineață. Ce să zic. Da. Și vreau să mai vă prezint cu încă o femelă. Da. De data asta este o semisoră cu 001, campioana de acum un an, care a avut o sosire mai nocturnă, la ora 29 minute. Asta e cea care a sosit la 2? Cu... Se pare că... Da. Super. Da, mi-a făcut o bucurie enormă văzând-o. Eu nu-mi imaginez oricâte lumină ați avea aici în jurul crescătorii. Da. Dar totuși să răzbească în miezul nopții, efectiv în miezul nopții, acasă, e un lucru cu totul și cu totul deosebit. Tatăl femelei este un fiu din locul 1 național Bialistoc, al cumnatul meu, Popescu Gheorghe, care a reprodus foarte bine. Aceea am doi fii din acel porumbel, îi am la reproducție. Momentan sunt împrumutați la un bun prieten al meu, Radu Florin, pe această care îl și salut. Și este fiul din locul 1 național Bialistoc tatăl. Singurul porumbel sosit în prima zi din Polonia. Ați acum văzut? Câțiva ani, în 2008. Nu degeaba. Da, chiar au reprodus. Și 060, 059, tatăl acelei femele, 059, este frate cu tata lui asta. Deci sunt doi frați. Ați văzut cum se aruncă la generații? Unul mai bun ca altul, da. Da. Dacă, de exemplu, ați avea într-o zi o ofertă pentru una din aceste femele care sunt în prezent în pliantă, v-ați gândit sau le-ați... Fabrica e aici, la noastră în curte. Da, fabrica e la mine, dar nu că nu le-aș da, dar va trebui să ofere. Corect, mi se pare corect. Să fie o sumă care să mulțumitare. Da. Altfel nu, pentru că am mai avut oferte și rămân în crescătorie, pentru că menirea mea e să joc porumbei, să fac cât mai multe rezultate bune, să mă bucur când vin de la concursuri, la... Da. De câte ori am un concurs de ăsta mai așa, am o grămadă prieteni în curte care ne bucurăm împreună, vă dați seama. Da. Tremurați pentru concursul respectiv, nu? Dormiți noaptea dinaintea concursului? Nu, din păcate, atunci m-a luat somnul, să zic așa, dar... Când au venit noaptea atunci? Când au venit, da. Bine. Am stat destul de mult. N-am avut liniște, dar vă dați seama, și după ce am văzut-o, tot n-am avut liniște după ora 2. Dar vă venea să credeți? Da, pentru că v-am zis, am mai avut niște sosiri nocturne în 2016, acea femeie tot la Derby Donets la 10:31, am mai avut în aceea zi, am avut două concursuri, Derby Donets și o etapă de Tocmac, dacă nu mă înșel, în care am avut la ora 11 și un minut, aceeași zi, da? Așa, și m-am dus la culcare pe la ora 2, să zic așa, cam 2 era ceasul, când am pus ceas să sune la 5, când am ieșit afară să pregătesc și eu ceasul, să pun ceasul, să era deja o femeie, m-a așteptat pe trapă. 049 aia care a fost o super femeie la mine. Atât zburătoare cât și reproducătoare. Și încă o dată repet, este din 2 fii din 309, 2 semifrați. Da. Nu sunt frați buni, semifrați. Trebuie să-i faceți, dacă aveți o fotografie al 309, trebuie să-i faceți o mică statuie aici. Avem fotografie, avem. Și să vâneți aici în fața crescătoriei, pentru că a fost un porumbel rarisim. Da, pentru mine da. Care v-a dat multe... Am avut și la un Krasnodon, un locul 20, cu un fiu din el. Ba chiar ăsta e tatăl ăsta care a fost locul 20, Krasnodon, la etapa aia de 1150, atâta am. A fost locul 20 pe lansare și este tatăl femeii 049.
De când dragostea asta pentru maraton, așa, că aveți o dragoste... Sunt câțiva ani buni. Enorm. Zburați de tinerețe porumbei? Da, zbor de mult porumbei. Din 2000... 97-98 a fost primele tentative, chiar și mai devreme, dar nu așa. Ce cu toate că nu moșteniți pasiunea de la cineva din familie, nici tata? Am înțeles că nu e. Dar, nu, nici tata. De la un văr de-al meu, Mihai Daniel, care când era mic mă duceam pe la el. Și în 93 am cunoscut pe cumnatul meu, Popescu Gheorghe, care și el era atunci, el mai zburase, da? Și acum e un mare... Știm, da. Da. L-am văzut pe la Colombodrome. Da, e tehnicul de la Vulcan, la fapt. Da. Da. Și împreună am făcut porumbei. V-ați îmbolnăvit unul de la altul și... Da, am făcut și investiții și tot ce a trebuit ca să ajungem unde trebuie. Ce ați investit mai mult până acum porumbei? Timp, bani, nervi, sudoare? De toate, pot să spun, da, de toate. Dacă v-ați mai naștea de oră, v-ați mai apucat de porumbei? Da, sigur că da. Nu vă lăsați, nu? Nu. E dragostea mult prea mare, nu? Da. Aș rămâne în viitor doar pe partea de maraton și atât. Chiar dacă... Cu toate că e cea mai dificilă categorie, să pierd cei mai mulți porumbei. Știu. Să știți că n-am pierderi... Se poate pierde la un concurs? Cred că în momentul în care joci cu mai mulți porumbei, atunci sunt și pierderile pe măsură. Dar dacă joci cu porumbei care îi ții, îi antrenezi, îi cunoști, așa, pierderea nu trebuie să fie... Nu trebuie să fie mare. Nu trebuie să fie mare. Și condițiile în care îi zburați destul de consanguin. Adică... O parte. Pe partea de, aleg foarte puțin porumbei care zbor pe partea de consanguinizare. Opresc mai mult pentru reproducție. Ceilalți în crucișer, nu? Da. Până la câte familii băgați într-un porumbel pe cu crucișare? Multe, chiar nu știu să vă spun acum, da? Eu nu le fac neapărat. De fapt, cum simt eu la momentul ăla și cum cred că e bine, că poate mai mult și înșel. Nu neapărat trebuie să iasă rezultatele. Dar întotdeauna urmăriți și compensațiile fizice la moment. Da. Adică vedeți părinții și încercați să vă imaginați cum arată... Nu plac porumbei mari. Da, greoi, da, nu mă ajută în primul rând zona, pui se pierd pentru că asta e zona. Ca și temperament, cum vă plac? Cei mai nervoși sau mai calmi? Să știți că sunt și porumbei mai nervoși care am văzut destul de bine, cu toate că se zice porumbelul calm e cel care, într-adevăr, am văzut partea de calmitate pe partea femelelor. Da. Da. Ele sunt mai calme de obicei decât mascul, într-adevăr. E, și depinde, calmitatea, eu zic că și o capătă și funcție de cât stai printre ele, cum le îngrijești, da? Am văzut crescători în care le ține pe umăr, le dă mâncare din mână, adică... Alunele dați? Aia înseamnă, le dau, folosesc. Folosesc, nu? Da, nu un exces. Dar vin la noastră când vă văd cu alunele în mână? Vin, vă dați seama că s-au obișnuit. Sunt câteva femele mai bătrâne care... Așa e. Care știu care ce le dau alunul și ele trebuie să zboare maraton. Mă bucur mult să am stat de vorbă cu dumneavoastră. E prima oară când vin, dar cu siguranță o să mai revin pentru că sunteți o persoană agreabilă. Eu vă aștept. O persoană pe care eu o simt sincer, așa, spune lucrurilor pe nume. Nu-i place să vorbească prea mult, nu? Nu. Mai bine să vină rezultatele. Vorba multă sărăcia, omule. Mă bucur mult, domnul Cosmin, că am stat de vorbă cu dumneavoastră și ținem legătura în continuare. Sigur că da. Cu multă stimă. O zi bună. Și dumneavoastră. Sănătate.